Războiul din Ucraina este atât de devastator încât 10 milioane de persoane au fugit, fie strămutate în interiorul țării, fie refugiate în străinătate. Oamenii continuă să fugă întrucât se tem de bombe, de lovituri aeriene și de distrugeri. Armata ucraineană se așteaptă la un nou atac al rușilor în vestul țării, la granița cu Belarus. Rusia atacă Ucraina cu rachete de croazieră lansate din Marea Neagră și Marea Caspică. Bombardamentele continuă în Ucraina, iar trupele rusești au distrus un cămin de bătrâni. În urma bombardamentelor, 56 de persoane au fost ucise. Căminul se afla în orașul Kremina și a fost distrus de un tank rusesc. 10 milioane de persoane și-au părăsit locuințele din Ucraina din cauza războiului devastator purtat de Rusia, a declarat duminică înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Teatrul din orașul Mariupol a fost bombardat. La acea locație se adăposteau cel puțin 1000 de oameni, adulți și copii. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, neagă lovitura și acuză Kievul că pregătește un atac chimic.